boca. Pergunto. Încă nu l-au adus. Timpul se scurge foarte încet. Iată, a ajuns Nicolas. Mi pare prea roșu și nu știu dacă este bine. Cred că mai aștept încă un pic, este tot pătat. Bună dimineața! Noi ne-am trezit și ne-am îmbrăcat deja. Am făcut toaleta de dimineață și ne îndreptăm spre clinică. La ora 7 trebuie să fim prezenți. Nicolas nu trebuie nici să bea, nici să mănânce. O să fie cel mai complicat acest lucru. Iată, el acum doarme și noi ne bucurăm că el nu doarme. Am zis că noi ne bucurăm că el doarme, dar el nu doarme. Mergem. Somnoroși, supărați. Am ajuns. Bine că doarme, și a dormit în drum. Mergem la recepție. Acum așteptăm să ne interneze. Ne-am văzut cu chirurgul și a zis că operația va dura în jur de 30 de minute. Deci să fie repede. Urcăm la etajul 4. Din nou, deja la o altă recepție, cum am fost internați. Domnul Nicola și astfel de brățară de pacient. Deja încep emoțiile. Am sunat aici. Ușa să ne deschidă ușa. Am emoții. Deja încep. Pe brățară scrie numele, prenumele, data nașterii, spitalizare pe 27 noiembrie 2021, ora 7:22. Acum suntem în salon. Ne-au adus un set cu bahile, halat și bănetă. Acestea acum trebuie să le îmbrac pe Nicolas, care doarme. Trebuie să-l dezbrac complet și să-i îmbrac acest set. Și peste jumate de oră Nicolas va fi luat deja la intervenție, la orele 8. Gata. Nicola s-a trezit în timp ce o schimbam, acum zice că vrea acasă și să-l schimb în hainele lui. Se uite ce este aici, da? Este ceva nou pentru tine, da? Sila, toți încurajați-mă să fie totul bine și să treacă totul cu bine și cât mai repede. Să ne vedem acasă. Așa, uitați-vă, gata, am început noi cu surprizele de dimineață. Deschidem acesta? Da? Hai! Te încurcă boneta? Te încurcă? Așa, ține pe ochi, da? Așa. Micuțu. Micuță? Micuță de tot, da? Bebe. Bebeluș. Nu-ți place, da? Nu-ți place această haină. Nicola, sunt pic s-a liniștit. După ce am scos boneta, așa e mai bine, da? Acum la noi în vizită a fost medicul chirurg, medicul anesteziolog. L-au văzut pe Nicolas și eu am semnat acordul. Și în scurt timp, Nicolas va fi luat la intervenție. Gata! Nicolas se joacă, nu știu de ce, un pic se reține totul. Am crezut că va fi mai repede. Te joci? Vai, ce frumoasă este, este nouă, da? M-am dus acum pe Nicolas, e ora 9, au zis că o să o ia la ora 8, dar nu știu de ce, din ce cauză l-a luat la 9. L-a luat medicul anesteziolog, Nicolas plângea foarte tare, era foarte stresat, nu înțelegea ce se petrece. Acum ne rămâne doar să ne rugăm ca totul să fie bine și să fim cât mai repede să plecăm acasă. Au trecut mai mult de 40 de minute. Au zis că operația durează 30 de minute. Încă nu l-au adus. Timpul se scurge foarte încet. Foarte, foarte încet trece.
Iată, a ajuns Nicolas, s-a trezit, a adus și doar cum... Da, ce vrei? Ce gata, gata, mama nu te dă la nimeni. Apă? Acus. A dormit, a băut foarte multă apă. Pus capricios, a rugat să-i scot de pe mânuță. Am vorbit acum cu mama la telefon și a zis că nici după anestezie, după operație, nu e voie de băut apă. Mie mi-au zis că până nu e voie, până la operație, dar ea zice că nici după operație o oră nu e voie, pentru că copilul poate să vomite. Nu am știut, nu m-a preîntâmpinat nimeni, mi-au adus apa aici. Nicolas, când a deschis ochii, a văzut-o și a băut cu gust, a băut foarte mult. Doarme, apoi se trezește, zice că vrea acasă, din nou adorme. Mi-au adus micul dejun, covrigei, ceai, miere, iaurt. Dar Nicolas doarme, a dormit un pic mai strâns, deja nu se trezește atât de des. Scrieți, vă rog, în comentarii cine dintre voi a trecut prin anestezie și dacă ați băut sau nu apă după... Cum ați suportat-o? Fetele la noi au trecut ambele, Sofia de 7 ore, a avut anestezie generală, Sara o singură dată, sperăm să nu se mai repete. O să ne rugăm la Dumnezeu să nu se repete și să nu se întâmple cu nimeni dintre voi. Scrieți dacă ați avut așa experiență, cum a trecut și din ce cauză ați trecut prin anestezie. Nicolas s-a trezit și a revenit. Noi un pic ne-am jucat aici cu patul acesta. I-a părut foarte amuzant că aici se ridică în sus, în jos. Deci era foarte interesant, da, Nicolas? Și acum privește desene animate pe YouTube. Noi acum vrem să pregătim o surpriză pentru Nicolas. O să umplăm balane! Am pregătit un cadou pe care Nicolas o să-l deschidă. Este foarte dor de Nicolas și mama. Ne jucăm acum cu Nicolas, cu mașinuțele. El a rugat să-l îmbracă în hăinuțele lui. Și ce facem acum? Desenăm? Unde e Buba? Aici e Buba. Aici zice doar că e Buba. Bravo, tu ești curajos, da? Așa, acum desenăm. Îl amețește pe Nicolas. Se vede că cam rău se ține el pe picioare. Cât de concentrat ești, cu limba scoasă afară. Iată, aceștia sunt ochișorii, fața, gurița trebuie, da? Gurița, hai gura. Așa, gura, nasul. Foarte frumos. Se usucă buzele, da? Se usucă în guriță? Da, măcuță. Până când Nicolas desenează, iată aici a fost, da, a fost anesteziologul și a desenat lui Nicolas o pisicuță aici. Da, a fost medicul la tine în vizită? A desenat cu tine? Haideți eu să vă fac un tur prin salonul nostru. Avem aici o măsuță, un fotoliu. Pe acest pat o să dorm astăzi și eu și Nicolas, în doi. Avem televizor. Aici este un frigider. Aici este un dulap în care noi ne-am aranjat hainele. Așa. Da. Și să trecem la baie. Așa. Și iată, aici este
baia noastră, duș și cam atât. Nichi, nu vrei mâncare? Deci, tante, a adus niște covrigi, vrei? Uite. Nicolas, vrei? A zis medicul că nu e grav, că Nicolas a băut apă, deci este ok. Totul este bine. Chiar e voie și să mănânce deja ceva. Hai, pune aici pe masă. Mănânci? Da. Ești un pic roșu aici pe față, cred că de la mască. Poftă mare. Este cam roșu aici. Dar chirurgul a zis că este de la mască. Și e normal. Ce papă, Nicolas! Iaurt cu covrigi, e gustos, da? Acasă nu mai mâncai tu așa ceva, dar aici uite cât de gustos este. Foarte bun. Da, toți văd și toți deja acușul să-ți muște covrigul. Îmi pare că Nicolas are acum febră, pentru că deja și fruntea este roșie, cam e roșu. Au zis că e normal, dacă se ridică febră un pic, e, deci e ok, nu e nimic rău. Nicolas acum îmi pare prea roșu și nu știu dacă este bine, cred că mai aștept încă un pic, este tot pătat. Vă mănâncă ochii și dacă ceva chemăm noi medicul să vină să vadă. Pentru că și gâtul este roșu, fața, frunte, pete. Uite, noi aici am desenat parcare pentru mașinuțe. Da? Punem așa aici pe toate. Ne-au adus aici mâncarea, prânzul. Să vedem ce avem noi. Este o porție, o porție foarte mare. Avem salată, supă, terci cu cărniță, suc, pâinică, avem de tot. Nicolas, poftă mare! Văd că au început să-i treacă lui Nicolas petele și transpiră. Cred că așa îi trece anestezie. Poftă mare! Da, cine este aici? Crocodil. Crocodil? Gustăm supa. Ce gust! De parcă suntem la grădiniță, Nicolas. Tu nu știi ce este grădiniță, dar eu știu și cred că abonații tot știu. Ia gustă. Gustă. Nicolas nu vrea să papie, el bea doar suc. Și noi gustăm acum terciul cu cărniță. Hai, gustăm, te rog, nu vrei, da? Terciul este tot ca la grădiniță. Pânica și salata de varză. Este dulce. Am mâncat și acum am ajuns la așa un moment că mie îmi este somn, dar Nicolas este super energic și vrea să se joace. Da, tu arăți mașinuța ta nouă, da? Dați-vă toți ce mașinuță nouă are Nichi. Avem aici meniu și putem comanda tot ce dorim. Iată, acușul să-mi iau o cafea și lui Nicolas ceva, un desert. Uite, el arată de aici. De aici, da? Bine. Cine a apăsat? Gata? Da, gata. Acum înapoi, hai înapoi. Nu, aici apoi. Ține apăsat. Ne-au adus cafeaua și desertul pentru Nicolas. Ia gustă, să vezi dacă e gustos sau nu. Și cafeaua mea, ca să nu ador. E rece? O, e tare. Gustos? Da? Bine. Poftă mare! A început să-i treacă anestezia lui Nicolas și încep durerile. A plâns acum că-l doare. I-am pus un supozitor cu paracetamol și sperăm să-i treacă. Dacă nu, nu știm ce să facem, pentru că în afară de asta, după te adorme acum.
Ar fi super să dormă. Nicola s-a adormit. Până acum mă ținea pe mine de mână, mă păzea ca eu să nu plec de lângă el. Eu cred că tot acuși o să mă odihnesc lângă el, să mă culc. Pentru că nu știu ce o să fie la noapte. Cred că durerile vor fi mai puternice. De obicei noaptea totul se agravează. Și mă culc și eu un pic să mă odihnesc lângă el. Nicola s-a trezit și acul acesta la ghiuntit și l-a scos. Cum am chemat să vină cineva în ajutor ca să-l scoată. Au fost și ne-au acordat ajutorul. Și acum Nicola din nou doarme în brațe. Tresare de fiecare dată atunci când aude ușa. Deci este frică. Nicola s-a trezit, l-am schimbat pentru că era transpirat și între timp mi-au adus ceva să mâncăm. Încă nu este cina. Dar ceva bunișor, sunt niște biscuiți și măr copt pentru Nicola și să vedem. Pentru mine este la fel. Da!